Potrivit unui comunicat al CNA, din suma totală de peste 6 miliarde de lei a bunurilor infracționale asupra cărora au fost aplicate sechestre, 4 miliarde de lei au fost indisponibilizate în cadrul cauzelor penale cu denumirea generică frauda bancară. Alte bunuri estimate la 2 miliarde de lei au fost sechestrate în cadrul unor cauze penale de corupție. Într-o prezentare grafică a valorii sechestrelor aplicate pe categorii de infracțiune, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a menționat dosarele de spălare a banilor în cadrul cărora au fost indisponibilizate bunuri estimate la circa 1,7 miliarde de lei. Urmează dosarele de corupție în jur de 201 milioane de lei, escrocherii și delapidări 139 de milioane de lei, contrabandă peste 55 de milioane de lei, îmbogățire ilicită 21 de milioane de lei, trafic de persoane circa 18 milioane de lei și altele. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale anunță și despre indisponibilizarea 2273 de terenuri agricole și pentru construcții, 3 aeronave, 748 de imobile și peste 350 de mijloace de transport. Sechestre au fost aplicate pe conturi bancare, numerar, pachete de acțiuni și capital social, dar și tehnică de calcul. O premieră absolută pentru Republica Moldova este indisponibilizarea criptomonedei în valoare de 110.552 de lei. Potrivit comunicatului citat, investigațiile financiare paralele au fost desfășurate în cadrul la 195 de cauze penale. Bunurile sechestrate aparținând celor 493 de persoane care au avut statut de bănuit sau învinuit. La această etapă, pe conturile trezorerii reale gestionate de agenție sunt plasate echivalentul la 77 de milioane de lei, 20 de milioane dintre care au fost atribuite lui Vladimir Plahotniuc. Procesul de recuperare a bunurilor sechestrate va fi finalizat odată cu adoptarea de către instanța deciziei de confiscare. Pasul final al procesului de recuperare sau vânzare a obiectelor confiscate este realizat de instituția executorului judecătoresc și serviciul fiscal de stat.